Doamne le și credeți că avem și domnii imediat, domnii seniori. La mulți ani spunem și ei, locul 1 la seniori. Locul 1! Să iasă acest cross cum trebuie, noi spunem că a fost ok, mulțumim din suflet! Vedem cross-uri culorilor peste tot în lume, iată că se întâmplă și la MGD, acum a fost ziua de azi. A fost o zi deosebită, într-adevăr, se întâmplă peste tot în lume și iată și la MGD, deja devine o tradiție pentru că am mai organizat, este a doua ediție la MGD, culoare, tinerețe, energie, exact ceea ce trebuie pentru 1 iunie. A fost o organizare laborioasă, vreau să spun că ne punem la cale toate detaliile de ceva timp, avem câteva săptămâni de când ne întâlnim, facem discuții și ședințe de organizare. A fost dificil, dar iată că până la urmă a reușit și evenimentul a fost un succes total și ne bucurăm de acest lucru. Mesaj din partea administrației locale pentru copiii de ziua lor? Așa cum v-am obișnuit, mesajul e acela de chemare la acțiune, la activități de orice fel. Așa cum ați văzut și astăzi, a fost vorba de energie, de tinerețe. Tinerețea nu este doar o cifră, un număr în buletin, este vorba despre o stare de spirit. Am văzut, după cum ați putut observa și dumneavoastră, participanți de toate vârstele, de la cei mici până la cei cu experiență de viață. Au fost un număr foarte mare de participanți astăzi. Ne așteptam că nu vor veni așa mulți participanți, dar a fost un real succes și ne bucurăm de acest lucru. După cum vedeți, energia în spatele meu. Se vede că este 1 iunie și de fapt este în fiecare zi 1 iunie. Vreau să le urez la mulți ani tuturor copiilor de peste tot, din Mergidia și nu numai, pentru că dau dovadă de energie, de inovare și nu numai. 1 iunie, ziua copiilor, ce ați pregătit pentru cei mici și cei mari aici la Mergidia? O zi întreagă de evenimente, o zi plină de culori la Mergidia, pentru că am debutat cu crossul Mergidiei, am văzut multe culori acolo la ora 10. Aici avem un peisaj la fel de colorat, pentru că așa este copilăria, este frumoasă și desenată în multe culori. O zi întreagă de spectacol, avem vedete pe scenă la Mergidia, Bibi este invitată, animatorii sunt și ei invitați, o zi întreagă de spectacol, cum este și firesc. Vorbim de 1 iunie, ziua copilului, și atunci Mergidia tratează cu mult respect această sărbătoare. Ne bucurăm că acești copii din Mergidia vin pe scenă cu talentul lor, cu munca lor și reușesc să ridice cumva acest, nu nivel de performanță neapărat, cât această bucurie de a arăta că Mergidia se dezvoltă ca talent, ca muncă. Le spun la mulți ani din tot sufletul, nu există vârstă, există doar copilărie și atât. Cred că în sufletul nostru trebuie să fim copii tot timpul, să avem acel interior frumos, care este definit simplu, copilărie. Ce ți-a plăcut ție cel mai mult astăzi de ziua copilului aici la Mergidia? Mie mi-a plăcut fiindcă chiar nu m-am încurcat în această muzică. Și din toate jocurile, tot ceea ce se întâmplă aici, ce ți-a plăcut? Păi mie mi-a plăcut când făceau foarfecă și lipice, atunci a cerceta și îmi plăcea să mă uit la ei. Da. Ce vrei tu să mai faci astăzi? Unde mai mergi azi? Eu o să mai merg să mai îmi iau ceva de pe acolo, sunt cu o prietenă pe nume Alexandra și am venit și cu ea. O soartă să mergi! Chiar ne place! Ce-ați făcut? Mulțumesc! La mulți ani! Absolut totul ne place! Da? Tot! Ce vrei să mai faceți astăzi? De unde mai plimbați? Păi, cred că o să mergem în Sălteluță să sărim, să topăim, o să mergem în trenuleț și cred că o să desenăm pe asfalt.